Vandalismul scapă de sub control în Italia. Autoritățile nu mai știu cum să-și protejeze operele de artă vechi de sute de ani. De data aceasta, doi turiști germani au scris numele unei echipe de fotbal pe coridorul Vasari, o structură veche de peste 400 de ani. Coridorul Vasari are o vechime de 460 de ani și se află pe malul râului Arno din Florența. Cei doi turiști din Germania au scris cu ajutorul unui tub de graffiti numele unei echipe de fotbal din divizia a treia. Potrivit informațiilor furnizate de carabinieri, autorii actului fac parte dintr-un grup de 11 studenți care erau cazați într-un apartament din centrul orașului. Actul de vandalism ar fi avut loc la prima oră a dimineții. Autoritățile locale au identificat cele două persoane și au intervenit la apartamentul în care erau cazați. Costurile de reparație sunt astronomice, deoarece au vrut să-și arate susținerea pentru echipa din divizia a treia. Guvernul italian va fi nevoit să aloce aproximativ 10.000 de euro pentru reparații. Nu ar fi primele acte de vandalism ce au loc asupra monumentelor istorice din Italia. Lunile trecute, mai mulți turiști au fost amendați de către autoritățile locale. Cazul cel mai celebru, un instructor de sport din Bulgaria, în vârstă de 27 de ani, a indignat întreaga țară după ce și-a scris numele său și al partenerei pe monumentul vechi de mii de ani. În altă instanță, o adolescentă de 17 ani din Elveția a fost sancționată de autoritățile locale după ce și-a scris inițiala numelui pe Coloseum. În ambele cazuri, turiștii au riscat amenzi usturătoare, care se ridică la peste 15.000 de euro și chiar închisoare de până la 5 ani. Oficialii de la Roma trag un semnal de alarmă și subliniază că sancțiunile vor fi înăsprite din pricina valului tot mai ridicat de turiști care doresc să-și marcheze vizita la monumentele istorice din Italia.